Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Leu. Haideți să facem mentalarea pentru perioada 18-31 octombrie 2022. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Leu, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în perioada 18, o mare victorie. Și din câte văd, este vorba despre faptul că primiți foarte multă atenție în această perioadă și foarte multe mesaje și foarte multe aprecieri din partea celor din jurul vostru. Posibil ca cineva din Taur, Pești, Scorpion, să vă aprecieze foarte mult, ok? Prin faptul că nu v-ați... O secundă, ne permiți? O secundă. Te rog, te rog, te rog, te rog. Atacul. Prin faptul că voi nu v-ați, pur și simplu, nu ați renunțat la o chestiune în ceea ce ține de succes, de locul vostru de muncă sau ambiția voastră în a continua pe partea de carieră, este cineva care vă apreciază foarte mult. Cineva care spune, sunt mândru de persoana mea din leu. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Leu, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în perioada 18-31 octombrie 2022, leu. Wow! Aici este ceva foarte frumos, foarte frumos. Este o înțelepciune a voastră. Este o reușită foarte mare pe partea financiară. 10 de pentacule, regina de monede și soarele. Este o reușită pe partea financiară. Este faptul că reușiți să mergeți mai departe foarte mulți dintre voi. O să vă deschideți o nouă companie sau idei noi. O să fiți persoane foarte creative, persoane foarte căutate în ceea ce faceți în domeniul vostru. Reușiți să primiți niște răspunsuri pozitive dacă este vorba despre un proiect doar al vostru, ok? Ceva unic, ceva ideea voastră pe care nu o știe nimeni. Poate pentru alții dintre voi au design interior. Poate ați terminat un curs și vreți să profesați în domeniu sau ceva de cosmetică. Iar pentru alții dintre voi poate fi vorba despre faptul că ați avut o pauză, eremitul, poate să fie vorba de o pauză care a implicat o fecioară sau o femeie care are foarte multă fecioară și pești. Iar din câte văd, nu știu dacă voi, pentru alții dintre voi e posibil ca voi și o să am, m-am apucat să fac bilețele, apropo. Încet, încet am zis să le fac, să fac cât mai multe. Și la voi o să extrag câteva bilețele, adică la orice zodie simt. Aici este ori a fost necesitatea voastră de a vă retrage un timp pentru a reuși să vă puneți gândurile, ok, în ordine. Poate referitor la faptul că ați obosit foarte tare sau au fost niște chestiuni legate de familie sau niște confuzii. Pentru că aici 3 de cupe, 10 de cupe, 2 de pentacole și 2 de săbii și eremitul. Dacă vine vorba despre relații, ați spus mai bine sunt singură sau mai bine îmi trăiesc viața decât să stau într-un triunghi amoros sau decât să accept niște oferte care implică mai mult decât două persoane, eu și persoana mea iubită, ok? Adică ați refuzat orice fel de triunghi amoros. Nu vă mai interesează astfel de relații, nu vă mai interesează astfel de conexiuni și ați spus mai bine stau o perioadă singură sau singur. Asta a fost la voi aici. Iar când vine vorba de partea de carieră, este posibil ca cineva aici să fi spus vreau o perioadă să stau în zona eremitului. Vreau o perioadă să stau în zona eremitului ca să pot să-mi adun energia, ca să spun așa, să vă uitați și la Taur, ok? Și la Taur, și la Fecioară, chiar și la Capricorn. Pentru că aici văd că este vorba despre ce am vorbit acolo. Trebuie să renunțați în a vă mai interesa sau a mai asculta problemele unor persoane apropiate vouă care vă încarcă energetic negativ.
pentru că asta v-a creat vouă un blocaj pe partea de carieră sau pe partea de fericire, dragoste, viața voastră, bunul mers al lucrurilor, pentru că tot timpul v-ați implicat în problemele acestor persoane și nu erau problemele voastre. Bun, cert este că o să vă meargă foarte bine pe partea de carieră și văd că asta și vă doriți. Și asta am spus și la Capricorn, aveți și Capricorn, regina de monede, aveți și Scorpion aici, dar fecioara asta nu sunteți voi. Mm-mm. Clar nu. O să facem clarificarea să vedem despre ce este vorba. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din zodia Leu, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. 18-31 octombrie 2022, Leu. Regele de cupe cu 3 de cupe. Nu vă interesează și văd și aici pești, scorpion, ok? Nu vă interesează o conexiune cu o persoană care va părăsi pentru o fecioară. Acum am înțeles. Este posibil ca persoana asta să vă făcut foarte mult rău alături de o fecioară sau fecioara asta v-a făcut foarte mult rău. A încercat să vă facă foarte mult rău. De ori prin faptul că v-a despărțit de bărbatul ăsta sau că a despărțit bărbatul ăsta de voi, a fost o ambiție de ei, dar văd că ea a avut o problemă cu partea voastră financiară. Și văd că ei s-a întors ceva pe partea asta, foarte urât, pentru că persoana asta, ori bărbatul ăsta știe, bărbatul ăsta care este împreună cu ea știe și au făcut împreună treaba asta, regele ăsta de cupe, ok? Ori a făcut-o doar ea și el nu știe. Pentru că aici s-a rupt ceva. De ceva timp s-a rupt ceva și ei s-a întors. Și va trebui să-și asume, ca să spun așa. Da, regina de săbii cu eremitul, exact. Este o persoană foarte, ca să spun așa, înverșunată. O persoană foarte nesigură pe ea. O persoană care a avut un 7 de săbii cu turnul, exact. A avut o problemă, a avut o frică mai degrabă, spus să nu se afle adevărul. A avut o teamă. Da. Ca bărbatul ăsta să nu afle. Sau ca voi, doamnele, să nu știți. Dar oricum a știut universul. Ok? A știut divinitatea că persoana asta vă făcea asta. Oricum aveți o victorie. Deci aici este o mare victorie la voi. Victoria voastră este că sunteți învingători și aveți reușită pe partea financiară, indiferent ce ar fi făcut persoana asta, și pe partea de dragoste. Iar cu Martea și 10 de pentacule este posibil ceea ce îi se întoarce acestei femei. Încheie o afacere sau pierde o afacere sau are o pierdere financiară, pentru că asta v-ați dorit ea vouă. Exact. Poate să aibă și pești femeia asta, că aici mi-apare pești, sau bărbatul ăsta să apară lângă ea în energie feminină. Și pentru foarte multe dintre voi este chiar un bărbat care are pești și fecioară, care v-a făcut asta. Și poate și femeia asta are fecioară, pești, ok? Și posibil gemeni. Ne-am mai spânzurat și cumpărătea sa. Da, este foarte puternic aspectat o persoană din zodia pești aici. 7 de monede și moartea. Nici măcar nu vă mai interesează ce a făcut persoana asta sau nici măcar nu vă interesează sau prea puțin vă interesează. Voi ați trecut peste momentul ăsta. Ați lăsat tot trecutul în spate, 6 de băte și 5 de cupe. Ați învins acele clipe, acele momente, ok, cu persoana asta, cu bărbatul ăsta, absolut nu v-a mai interesat, nu ați mai vrut să mai știți nimic. Dar cineva aici a avut o invidie sau o chestiune de, pe faptul că voi sunteți persoane foarte abundente, foarte apreciate, că sunteți persoane foarte, foarte descurcărețe, foarte muncitoare. Apreciat, iar repet, pentru că aici este cineva care este foarte apreciat pentru munca lui. Și cineva n-a suportat ideea asta. Justiția cu turn, exact ce spuneam. Balanță, scorpion. Cineva aici s-a încheiat o karmă sau s-a încheiat un ciclu karmic sau s-a încheiat o chestiune în care persoana asta a făcut treaba asta.
Universul a oprit persoana asta din a mai face vreodată așa ceva și îi dă un conflict foarte mare cu 5 de băte. Ceea ce v-a făcut vouă. 9 de cupe, 10 de cupe și luna. Ok, poate că foarte mulți dintre voi ați avut senzația asta că poate fi cineva din familia voastră. Poate ați avut bănuiala asta la un moment dat. Ok? Poate ați gândit, e cineva din familia mea. Cineva îmi face asta. N-are nicio legătură. Ați scăpat de o greutate. Exact, uite, magicianul. Femeia asta a făcut treaba asta. Și ea este ori măritată cu regele ăsta de monede, ok? Poate e un cuplu, sunt persoane căsătorite. Pentru că moartea 7 de pentacule și regele de pentacule. Amândoi împreună vor avea probleme financiare și căsnicia lor se termină. Sunt două persoane care au avut o răutate foarte mare pe faptul că voi v-ați văzut de treaba voastră, de afacerile voastre, de poate clar este un fost al vostru, pentru alții dintre voi poate fi random un cuplu care a făcut o obsesie pentru voi și care vă urmărește la locul de muncă, dar este un cuplu care o să cadă cu totul pentru că v-a făcut treaba asta. O secundă. Bun. Aici este e o chestie așa foarte lină la voi, foarte liniștită. E un vibe de nu mă interesează, 4 de monede și 5 de băte, nu mă interesează acest conflict sau nu m-a mai interesat persoana asta sau nu m-a interesat să-i răspund de niciun fel la acest conflict. Sau am știut că face treaba sau am bănuit că face treaba asta și chiar dacă am aflat nu mă interesează. Cineva spune, pentru că cineva aici este foarte liniștit, cineva este foarte ok, universul se ocupă de toate aceste trădări, ok, în care cineva e posibil să se fi distrat de minune cu 9 de cupe, iar 10 de săbi a venit să pună capăt acestui lucru, 10 de monede și împăratul, ok, aici este cineva care a vrut să aibă totul, a vrut să aibă totul. Și bărbatul ăsta a avut posibilități, exact, a avut posibilități și probabil că și voi ați ajutat financiar acest bărbat, cu siguranță, din câte văd aici. Și persoana asta a vrut să vă facă și rău. Și nu a făcut singur, niciun caz, v-a făcut împreună cu femeia cu care trăiește. Deci este un bărbat care a avut succes financiar cu 10 de pentacule, dar pentru că ori este vibe-ul ăsta, pentru că voi nu i-ați mai dat, poate ați ajutat, am spus, bărbatul ăsta financiar, chiar dacă el a mers mai departe sau avea o relație în paralel sau era cu altcineva, a complotat cu această femeie să vă facă treaba asta cu, ia să vedem magicianul, magicianul stă o invers direct, deci s-a întors instant. De câte ori a făcut-o, i s-a întors instant. Și bărbatul ăsta n-a înțeles de ce, bărbat și femeie împreună, ok, n-au înțeles de ce au avut atât ghinion financiar. Magicianul? Exact. Deci tot timpul i s-a întors. Tot ceea ce a făcut, i s-a întors pe el și pe ea. De ce a făcut femeia asta asta? Regele de săbii și moartea, ori pentru cineva din gemeni în balanță, vărsător, scorpion, ok? De ce a făcut cu regele de săbii și moartea? A făcut pentru bărbatul ăsta, că bărbatul ăsta îl ruga. De ce? Ca să pună una pe partea voastră financiară. Asta a fost. Ca să vă facă legătură de cununii. Ca să aibă dezlegare la a pune mâna pe partea voastră, pe abundența voastră și să vă facă legătură de cununii pentru un nou început cu o dragoste falsă. Forțată. Ireală. Și văd că v-am mai făcut treaba asta în trecut și e posibil să fi trăit cu bărbatul ăsta. Și ce li s-a întors sau li se întoarce? Dar li s-a întors tot timpul, nici are rost să întreb. Carul invers, exact, judecata invers, 9 de cupe invers, absolut tot ce a făcut i s-a întors. 7 de cupe invers, justiția. Persoana asta are foarte multă karmă de plătit. Foarte multă karmă de plătit pentru că
v-a făcut foarte mult rău și pentru foarte mulți dintre voi v-a făcut rău și persoanelor din familia voastră. Moartea și 10 de pentacle. Moartea 10 de pentacle. Pentru unele dintre voi, să știți că persoana care v-a făcut rău aici este un bărbat mai tânăr din leu. Și femeia asta are legătură cu el. Sau o femeie în jur de 26 de ani din zodia leu. Doamnele care vă uitați și aveți leu. Sunteți leu și aveți capricorn. V-a făcut rău o femeie care are 26-27 de ani, care are leu cu fecioară în astrograma ei și e posibil să aibă și pești. Ok? Sau chiar, nu săgetător, pești. Și a avut legătură cu o persoană care a străit voi. Regina asta de săbii, care e posibil să aibă și pe undeva să aibă vărsător femeia asta. Că am mai văzut la voi regina asta de săbii. Regina de bâte invers. Știți ce îmi spune asta? Și văd și clar viziunea mea. Prea puțin v-ați gândit la persoana asta vreodată. Prea puțin v-ați gândit la persoana asta că ar fi putut să vă facă așa ceva vreodată. Este o fostă, ok, a fostului vostru. Prea puțin v-ați gândit. V-ați bănuit pe cineva din familie. Dar este o femeie care nu are niciun pic de încredere în ea. Este o femeie din leu mai tânără, 26-27 de ani. N-are niciun pic, dar regina de bute cu pajul de săbii. N-are niciun pic de încredere în ea. E o persoană care, ia să vedem, de ce v-a făcut regina asta de bute invers așa ceva? Am cărțile întoarse. Ca să vă facă probleme pe partea financiară, pentru că persoana asta era mega, ca să spun așa, avea o ură foarte mare pe voi. Legat de foarte mult de muncă și bărbatul, persoana care a fost voi înainte. Dar s-a întors înapoi cu victoria, cu reușită. Deci și-a făcut-o cu mâna lor persoanele astea și-au făcut-o cu mâna lor. Deci, persoanele astea, e de râs. E de râs. Pentru că aici cineva se întreabă de ce îi merge rău. Pentru că absolut tot ce ți-a făcut, i s-a întors pe loc. Absolut tot ce ți-a făcut, i s-a întors pe loc înapoi. Și tu te-ai dezlegat de persoana. Universul te-a dezlegat de persoana asta. Obiect sub univers? Roata și Marea Preoteasă. Universul i-a zis persoanei astea, tu ce faci, te discuți cu Marea Preoteasă? Cu cine te joci? Exact, pentru o neseriozitate. Să-mi invers. Roata și Marea Preoteasă. Foarte urât i s-a întors. Foarte urât i s-a întors. E o femeie mai tânără din leu. Iar am confirmarea. Că femeia asta are și berbec, leu, vărsător, pești. Și are în jur de, hai să spunem, 25-27 de ani. Foarte urât i s-a întors. E o femeie care are doi bărbați în viața ei. E posibil să fie o femeie măritată și femeia asta să mai aibă... Ea a vrut să te țină departe de bărbatul ăsta. Deci tu ai fost cu persoana asta care este fostul ei, ok? Și este acum măritată, dar ține legătura cu persoana asta de care tu te-ai despărțit. Și femeia asta a vrut să te spart, să nu te mai apropii de bărbatul ăsta, dar a vrut să-ți facă și probleme financiare. De ce? Pentru că tu ajutai financiar bărbatul ăsta. Și ea n-a suportat ideea. Ea a spus că dacă tu... Și pe lângă treaba asta că tu ai ajutat financiar bărbatul ăsta, nu contează asta, ea a vrut ca tu să cazi pe partea financiară pentru că a avut o răutate extraordinară. Și acum va trebui să tragă o karmă de... posibil de ani de zile, poate 8 ani de zile, pentru ceea ce ți-a făcut.
pentru că ea, femeia asta a avut ce, tot, ce a, tot ce i-a trebuit. Tot ce i-a trebuit. Dar n-a avut liniște de tine. Da, și la baza e tata de stați că aveam regele de cupe. Cu magicianul invers, dacă el a fost implicat, i s-a întors și lui. Ea va fi părăsită de bărbatul care este căsătorită. Posibil bărbatul ăsta s-o fie așteptat din punct de vedere financiar. De ce o părăsește regele ăsta de monede? De magician, pentru că vraja s-a dus gata. Și s-a dus de mult. Pentru unele dintre voi este posibil ca femeia asta să fie făcut împreună cu mama ei sau cu bunica ei. Ok? Cu 6 de cupe, femeia asta are și copii. Are copii cu bărbatul ăsta. O să văd ceva aici. Turnul. 6 de cupe, magicianul, turnul. Da. E justiția. Turnul este justiția. Pentru regina asta de monede. E justiția ei. 10 de săbi și 2 de cupe să piardă relația cu omul ăsta, care nu i-a fost menit niciodată și cu care a forțat lucrurile prin farmece. Pentru că ea a vrut două lucruri, sau ea a vrut să vă distrugă viața vouă și măcar nu avea cum să fie cu bărbatul ăsta, pentru că bărbatul ăsta n-a mai vrut-o. Dar este posibil ca o femeie să fi șantajat un bărbat cu un copil aici? De ce a vrut 3 de săbi? De ce a vrut regina asta de monede să țină spânzuratul ăsta? De distracție, 9 de cupe și marea preoteasă, să se distreze cu el pentru că ea era măritată. Poate că el nici nu știe că femeia asta cu care a stat i-a făcut asta. Și v-a făcut două doamnelor asta. Ok? De ce l-a ținut cu 9 de cupe și marea preoteasă? Judecata 6 de bâte. Ea fiind o femeie măritată sau având o altă relație, ok? L-a ținut pe post de marea preoteasă, de amant. Și regina de cupe, ca și pe o parte feminină, l-a ținut. Adică ea este foarte masculină. Și partea feminină mai vorbește și de faptul că bărbatul ăsta, prin ce a făcut ea, el o perioadă s-a supus cerințelor ei. Și cum s-au terminat toate lucrurile astea? Nu, universul bate rău de tot pe cineva aici. Rău. Diavolul cu 8 de bâte. Cineva a fost răutatea întruchipată aici. 8 de bâte și diavolul. Șapte de cupe și 5 de bute. Nu a procedat corect persoana asta. Îmi este milă pentru ea ce o așteaptă. Nu a procedat corect absolut deloc. Nu erau necesare lucrurile astea pentru că persoana asta avea abundență în față. Și voi, doamnele? Cele care ați trecut prin asta, ce urmează pentru voi? O mare victorie. O mare victorie. Și prin faptul că ați înțeles cu spânzuratul și 7 de săbii care era adevărul despre persoana asta, posibil gemen pești, scorpion, ori că persoana asta v-a mințit și că persoana asta a luat parte la așa ceva, care este victoria celor din Zodia Leu cu 6 de bute, justiția și regina de bute. Păi și pentru cele care aveți balanță, justiția, și anume este, vi se face dreptate.
istoria cu șase de bâte. Lumea și 5 de săbii. Lumea și 5 de săbii. Persoanele astea și-au blocat noile începuturi, absolut. Și-au blocat pur și simplu orice fel de cale de acces prin faptul că v-au făcut voi asta. Soarele, regele de cupe și 4 de săbii. Voi v-ați vindecat. Și continuați să vă vindecați. Și mergeți numai spre bine. Iar persoana asta care v-a făcut asta este posibil să vă urmărească și să știe treaba asta. Și este ca și cum cineva, văzând că îi merge atât de rău, a continuat să facă rău. Dar este cineva care a avut sau are un șoc, ok? Că i s-a întors atât de mult rău. O spune de obicei pentru cine se joacă cu lucrurile astea și nu știe. Că nu e vorba de știut, trebuie să ai și niște capacități. Că nu e ca o rețetă. Bun, mai vreau să văd o energie pentru cei din zodia Leu, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. 18-31 octombrie 2022, Leu. Clar voi țineți de abundența și de prosperitatea voastră. O să reușiți să aveți noi începuturi. Cele care ați trecut prin ceva, am spus mai devreme. O să reușiți să aveți bucurii peste bucurii. Și clar cu persoanele astea, o persoană asta nu vreți să mai aveți de-a face. Clar nu. Deci nu intră în discuție. De-aia și văd aici 4 de monede și asul de monede. Ok, discutați, socializați, dar asul ăsta de monede pentru un nou început pe care îl veți avea, nu-l dați oricui în primul rând și dacă începeți o relație de dragoste stabilă cu cineva, nu-l dați în totalitate până nu vedeți despre ce este vorba cu persoana asta. Pentru că nouul de pentacule vă place foarte mult să fiți liberi și singuri, libere și singure. Mai vreau o clarificare a cărților dumneavoastră pentru cei în zodia Leu. 6 de cupe și 4 de cupe, exact. Acolo nu vreți să mai dați nimic și nu mai aveți de ce. Pur și simplu. 6 de săbii, ați părăsit grupul acela de prieteni, oamenii, fostul, fosta, etc. Turnul și 9 de pentacule. Faptul că revenirea voastră este ca o bombă pentru cei care v-au făcut asta. Pentru că voi v-ați mișcat în tăcere, ca să spun așa, și în secret și toate lucrurile astea și schimbările voastre le-ați făcut în secret, fără ca ceilalți să știe de treaba asta. Pentru că n-ați spus despre viața voastră personală cuiva și ați făcut foarte bine. Și asta o să faceți de acum încolo. Și 4 de monede, 10 de pentacule. Aici este țin de abundența mea, nu mă interesează să mă mai implic în alte probleme, ok? Pentru foarte mulți dintre voi este o lecție, nu o să mai bag pe nimeni în abundența mea sau nu mai vreau să mai am o relație de tip ajut financiar pe cineva sau contribui financiar la persoana asta, vreau să fie egalitate. Asta aud. Și aici regina de cupe de două ori, 9 de săbii, regina de cupe și regina de cupe, clarificat pe regina de cupe. Femeia asta care are și apă o să sufere foarte tare pentru ce ți-a făcut. Posibil să fie, aici este, deci femeia asta o să sufere tare rău pentru ce a făcut. Pentru că femeia asta ți-a făcut un rău gratuit, degeaba. Tu nu ai făcut nimic, nici bărbatului, nici femeii. Persoanele astea sunt paranoice. Exact, 10 de pentacule și împărăteasa. La tine e ceva wow aici, deci e ceva fantastic. Și judecata, divinitatea este cu tine. Pur și simplu te aplaudă, exact. Regina de monede de 10 de cupe. Aici este ceva wow, ok? Tu treci imediat. Deci
în luna asta, la sfârșitul lunii astea, tu treci imediat de la regina demonii de la împărăteasă. Deci este o schimbare bruscă. Deci peste noapte ești împărăteasă. Regina de monede oricum este ca o împărăteasă, ok? Dar împărăteasa este, cum s-ar spune, cel mai sus. Și aici cineva trece peste noapte de la regina de monede, care și așa este o persoană foarte abundentă, și așa este o persoană foarte reușită din toate punctele de vedere, trece direct la împărăteasă. Și asta face 5 de săbii pentru toată lumea, care nu a vrut ca tu să ajungi acolo. Bun, haideți să vedem niște bilețele pentru cei din Zodia Leu pentru 18-31 octombrie. Am meritat-o din plin. Este persoana care ți-a făcut asta. Cineva spune aici, nu o să-ți fac nimic, nu este adevărat ce se spune despre mine. Asta ești tu, persoana care nu i-ai făcut nimic persoanei ăsteia și nu te-a crezut. A lovit în tine degeaba. La ora 14, da, pentru cei care ați vorbit cu cineva sau cineva vine pe nepusă masă să se întâlnească cu voi la ora 14 sau e vreo întâlnire, sunt șomer și mi-e rușine. Deci e un bărbat care ți-a făcut asta și am spus mai devreme, cineva care a fost implicat în treaba asta. Rochie roșie, ok, posibil ca femeia asta să aibă o legătură sau ceva, să-ți aducă aminte de bărbatul ăsta legătură cu rochie roșie. Cineva spune aici, stă bine cu această culoare, te-am văzut. Persoana asta te urmărește. Încă te iubesc. Deci bărbatul ăsta încă te iubește. Și cu toate astea ți-a făcut tot răul ăsta. Am fost rău cu tine, regret. Clar. Singur. Bărbatul ăsta este singur. Karma. Un bărbat este singur și își plătește karma. Nu te pot uita. Bărbatul ăsta nu te poate uita. Iartă-mă. Nu am vrut ca lucrurile să te curgă astfel. Este cineva care, oricum tu ai iertat persoana asta, oricum, repet, nu te interesează. Nu te interesează absolut nimic ce ține de persoana asta și ce ți-a făcut. Nici măcar nu-i por supărare. Alessia? Ok. Alina? Nu știu dacă mai pot să fiu ce am fost odată. Doamnele, poate aveți numele ăsta. Marius, poate bărbatul ăsta este Marius. August, clar este mâna voastră. Mă întorc acasă. Nu am iubit-o niciodată cum nu am iubit-o niciodată, sau nu am iubit niciodată cum te iubesc pe tine, dar eu nu am iubit-o niciodată cum te-am iubit pe tine. Iași, cineva este din Iași aici. Ok. Cineva spune aici, se numește fobie. Cineva are o fobie de iubire aici. Afecțiunea asta emoțională m-a schimbat. Cineva are o problemă emoțională aici. Irina. Mihăescu. America. Mihaela, cred că te iubesc. Pentru foarte multe dintre voi, poate este o persoană care vrea să vă transmită un mesaj. Nu simt că are legătură cu persoana asta. Simt că este energie nouă. Maria. Bomboane. Ai citit cartea? Poate persoana asta ți-a dat o carte sau ți-a spus despre o carte, ok? Gândurile tale sunt și gândurile mele. Este cineva aici care, poate persoana asta ți-a fost suflet geamăn. Mereu mă cerți, m-am săturat, sunt așa de rea. Poate persoana asta avea obiceiul să facă lucrul ăsta cu tine, ok? Suflete gemene, exact, am spus. Suflete gemene.
Am venit aici să te ajut. Clar, cineva aici este un lucrător într-o lumină. Poate tu ai vrut să ajuți persoana asta sau chiar a fost, chiar dacă este suflete gemene, nu contează. Tu ai ajutat persoana asta. Rac Scorpion. Toamnă. Poate te-ai cunoscut cu persoana asta în toamnă. Sau în toamnă v-ați despărțit. Eusebiu. Marian. Ești foarte inteligentă, am crezut că ești naivă. Ok, bărbatul ăsta a crezut că ești naivă. Vreau să ne împăcăm. Și te înțeleg. Deci persoana asta este ca și cum știe. Deci am început cu mesajul, mi-am meritat-o sau mi-o merit, nu mai știu care era mesajul. Deci cineva știe că plătește și a meritat-o, ok. George, Emilian, o să afli adevărul despre mine cât de curând. Deja l-ai aflat. Elena. Posibil. Pleacă, nu pleca, nu știu. Poate persoana asta chiar te-a ținut în energia asta. Pleacă, nu pleca, nu știu. Poate cineva a fost o chestiune de o persoană schimbătoare. Am fost furat. Și am avut vibe-ul ăsta, ok, că bărbatul ăsta cu 5 de pentacule și regele de pentacule a fost furat de către femeia aia, regina aia de monede. Am avut la un moment dat vibe-ul ăsta. Că bărbatul ăsta ți-a făcut-o ție cumva și bărbatul ăsta a fost folosit de către femeia asta. 37 de ani. Pești. Poate bărbatul ăsta o să împlinească 37 de ani sau are 37 de ani, nu-l v-ați cunoscut la 37 de ani. Femeia spune ei sunt fericită. Dacă bărbatul se întreabă, femeia spune, doamnele, sunt fericită. Asta e mesaj, clar este vibe, este energia voastră. Ne mai dăm o șansă. O casă nouă. Cineva își cumpără o casă nouă aici. Nu mă pot opri. Mașină nouă. Sunt rănită, ai avut dreptate cu ea. Deci bărbatul îți confirmă că ai avut dreptate când i-ai spus despre femeia asta ce i-ai spus. Exprimă-te liber. Îți aduce aminte cum te priveam? Și soția mea știe de noi. Aici sunt două energii, clar. Vreau să știu pe asta cu soția. Sau poate fi același bărbat, ok? E superbă. Capricorn la graniță. Aici cineva spune, nu mai vreau să fac rău nimănui, sunt o persoană imprevizibilă. Fată, o femeie spune asta aici. Te înțeleg dacă nu mă mai vrei. Și ești cea mai frumoasă ființă pentru mine. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Leu. Vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.